Vă salut, prieteni! O informație interesantă vi-o aduce azi Cristian Alexandrescu, adică eu. Planta despre care Biblia spune că poate vindeca orice boală. Țara noastră este plină de surprize, însă prea puțin doresc să le descopere. Și azi, de exemplu, că în România crește o plantă cu multiple beneficii, este cunoscută încă de pe vremea vracilor daci, însă uitată în ultimii ani. Vorbim despre povraga, polvraga sau polovraga, o plantă extrem de rară. Aceasta se găsește, așa cum v-ați închipuit, în apropiere de peștera Polovraci. Aici puteți ajunge în doar 4 ore de mers cu mașina din București. O zi cheltuită ca să vizitez o peșteră în care, legenda spune că a trăit un zeu, pare o investiție bună. Peștera de la Polovraci este cu adevărat o minune despre care puțini români au aflat. Cei 25.000 de vizitatori care au intrat anul trecut în scobitură de kilometri a stâncii o fac mai mult din întâmplare. Muzeografii de la Muzeul Gorjului recunosc sincer că turiștii au descoperit caverna doar după ce în zonă s-a deschis Transalpina, drumul auto care trece prin Parâng și leagă Gorjul de Alba. Deși nu are camere spectaculoase de peste 100 de metri înălțime, cum are peștera Scoțian din Slovenia, Grota Gorjană este una dintre cele mai lungi în Europa, cu peste 10,3 km. Și specialiștii nu sunt siguri dacă i-au dat de capăt. Misterele care stau în spatele acestui loc sunt multe și nebănuite. Există legende care spun că aceasta ar fi fost locul în care Zamol se trăia, tronul lui găsindu-se în interiorul acesteia. Revenind la planta despre care Biblia spune că poate vindeca orice boală, vracii foloseau această minune a naturii ca remediu împotriva mai multor boli. Unii zic că este o combinație dintre mușețel și cimbrișor, însă alții cred că este urmașa lui Zamites, planta fosilă din Cretacicul inferior. Pentru vindecătorii locali, însă polovraga e o plantă similară ginsengului, de la care se folosește rădăcina. Din păcate, aceasta se găsește foarte greu și mulți și-au pierdut viața încercând să o culeagă de pe stâncile cele mai înalte. Misterele care stau în spatele acestui loc sunt multe și nebănuite. Există legende, cum vă spuneam, care spun că ar fi fost locul în care Zamol se trăia, tronul lui găsindu-se în interiorul grotei. O altă plantă care vindecă orice boală și care este pe atât de cunoscută, pe atât de ușor de procurat, este chimenul. Sămânța de chimen negru este un aliment care stimulează puternic întregul sistem imunitar și este un ucigaș natural al celulelor canceroase. Chimenul este un condiment aromatic foarte apreciat în arta culinară. Este presărat pe pâine, precum și pe unele brânzeturi tari, cărora le transmite un parfum delicios. Asezonarea mâncărurilor grase cu chimen stimulează de asemenea producerea fluidelor digestive, făcând astfel alimentele mult mai ușor de digerat. E folosit la prepararea numeroase feluri de lichior. Această plantă minune este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale din istorie. Egiptenii o foloseau împotriva răcelilor, durerilor de cap, durerilor de dinți și infecțiilor. Semințe de chimen negru pot vindeca boli autoimune, precum artrita, psoriazisul, astmul, alergiile și rinitele. Ea scade trigliceridele, tensiunea, nivelul de colesterol, reduce simptomele eczemelor, acnei, bronșitei, pneumoniei, gastritei, bolilor de ficat, oboselei cronice și cancer. Așa cum s-a menționat, o abundență a fierului, prezența uleiurilor esențiale, a vitaminei C și a vitaminei A în chimen, stimulează sistemul imunitar în mai multe feluri. Vitamina C este unul dintre cei mai puternici antioxidanți pe care avem în corp și stimulează funcția și activitatea celulelor albe din sânge. Ca antioxidant, vitamina C combate efectele negative ale radicalilor liberi, aceste produse secundare ale metabolismului celular. Radicalii liberi sunt produși în mod constant în corp, de aceea trebuie eliminați în același ritm. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi care favorizează apariția mai multor boli, dar fără a se limita la bolile cardiovasculare și la cancer. Chimenul are proprietăți detoxifiante și chimiopreventive și accelerează secreția enzimilor detoxifiante și anticarcinogene din glande, așa cum face și în cazul altor secreții.
Mai mult decât atât, are antioxidanți benefici ca vitamina C și vitamina A, pe lângă uleiurile esențiale. În plus, chimenul negru are un efect pozitiv asupra inimii, întărind pereții vaselor de sânge și mărindu-le elasticitatea. Cercetătorii și oamenii de știință au descoperit în urma unui studiu că ceaiul de chimen are proprietatea uimitoare de a intensifica capacitatea organismului de a arde grăsimile din corp cu până la 25%, fapt pentru care este indicat în curele de slăbire. Chimenul este o plantă ierboasă din familia morcovului, care crește în regiunea de deal, atât spontan cât și în culturi, rodind numai în al doilea an. Este utilizat din timpuri străvechi ca și condiment pentru brânzeturi, preparate din carne, supe, creme de legume, dar și ca plantă medicinală. În scop medicinal se recoltează fructele, semințele, mici de circa 5 mm lungime, ca fenii, ovalare, alungite, ușor curbate, cu un gust și miros aromat înțepător caracteristic. Planta are un aspect similar cu cel al mărarului, cu frunze fin ramificate care cresc pe tulpini de 20-30 de centimetri. Pețiolul florii are 40-60 de centimetri, iar florile sunt mici, de culoare albă sau roz. Fructele, numite ronat semințe, sunt achene în formă de semilună de aproximativ 2 mm lungime. Planta preferă locațiile calde, însorite și solul bine drenat. Fructele au un miros și gust puternice, asemănătoare cu ale anasonului, care provin de la uleiurile aromatice conținute. Fructele de chimen, între sau măcinate, sunt folosite ca mirodenie în diferite feluri de pâine, în special pâinea de secară. Chimenul este de asemenea folosit în lichioruri, mâncăruri gătite la cuptor, precum și în diverse alte feluri de mâncare, aparținând în special bucătăriilor din Europa Centrală și Scandinavia, un exemplu fiind varza acră. E folosit și pentru a aroma brânzeturile, cum ar fi havarti. Aquavit și câte alte lichioruri conțin de asemenea chimen. Infuzia preparată din semințe de chimen este folosită pentru calmarea colicilor intestinale. Uleiul din semințe de chimen este folosit ca ingredient în săpunuri, loțiuni și parfumuri. În una din nuvelele cuprinse în Dubliners, Oameni din Dublin, al lui James Joyce, un personaj mănâncă fructe de chimen pentru a-și ascunde mirosul de alcool al respirației. Astăzi, chimenul este și o plantă de cultură, este cultivat în toată Europa pentru calitățile sale de aromatizant și condiment. Chimenul sălbatic crește foarte risipit în fânețe, pe câmpuri, la marginea pădurilor. Semințele sunt mici, mult mai mici decât semințele chimenului cultivat, care sunt mai bogate în ulei volatil și mult mai puternice din punct de vedere medicinal și se găsesc în toate magazinele naturiste. Chimenul este foarte apreciat în terapeutica naturistă datorită proprietăților lui de reglare a funcțiilor stomacului, fiind și un antiinflamator intestinal. Cu mult timp înainte, chimenul era utilizat la vindecarea răcelilor și durerilor de stomac. Azi el are alte întrebuințări multiple. Tratează anorexia, hemoroizi, pulbere de semințe de chimen, dismenorea, bronșita, colicile intestinale, reglează menstruația și elimină viermii intestinal. Ceaiul de semințe de chimen se recomandă pentru tratarea afecțiunilor menționate anterior. Cataplasmele cu semințe de chimen, fierte, ajută la tratarea sânilor inflamați și umflați. În cosmetică, chimenul este utilizat în industria parfumurilor. De asemenea, cremele pe bază de chimen hidratează și dau strălucire pielii, ameliorează semnele de oboseală. Chimenul nu este indicat persoanelor care suferă de epilepsie, alergie la chimen. Confuzii. Chimenul nu este același lucru cu chimionul. Este incorrect și foarte mulți fac această confuzie în diverse publicații, în special pe internet. De la chimen se folosește în general fructele sau rădăcina, iar de la chimion se folosesc atât semințele cât și fructele. Semințele de chimion sunt mai iuți, mai deschise la culoare și mai mari decât fructele chimenului. Chimionul este utilizat ca și condiment cu preponderență în Africa de Nord, Orientul Mijlociu, vestul Chinei, India, Cuba și nordul Mexicului. Chimenul, pe de altă parte, este folosit la condimentarea brânzeturilor, a cărnii sau la prepararea supelor și cremelor de legume, în special în Europa și Scandinavia.
Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc toate cele bune. Pe curând!